Una dintre măsurile propuse de candidații AUR la Consiliul Județean Hunedoara este promovarea zonelor turistice, culturale și istorice din județ la nivel național și internațional. Ne bucurăm că și în acest an complexul turistic Băile Daco-Romane își deschidă porțile pentru turiști. Gioagiu este o stațiune de interes național. Trebuie să o valorificăm la adevăratul potențial. Noi, cei de la AUR, susținem turismul, de aia suntem și astăzi aici, în mijlocul oamenilor. Ne dorim ca această stațiune să fie valorificată și iarna, nu doar vara, în așa fel încât să existe încât turismul să funcționeze 365 de zile pe an. Noi, cei care candidăm la Consiliul Județean, vom sprijini în continuare dezvoltarea turismului nu doar în Gioagiu, ci în tot județul și sper că acest sezon estival să fie de bun augur pentru perioada care urmează. Noi, prin programul care l-am prezentat în mai multe emisiuni și în publicațiile prin care ne-am făcut prezentarea, am spus că vom sprijini realizarea unui program care să ruleze pe telefoanele mobile, prin care fiecare vizitator să se transforme în turist. Și de ce spun asta? În momentul când oricare călător va trece prin județul Hunedoara, îi va apărea, să spunem, prin acest program pe care noi vrem să-l dezvoltăm, tot ce ține de turism în Hunedoara. Adică avem, din câte știu, atâtea obiective turistice încât un turist ar avea ce face aici cel puțin o săptămână. Și atunci, pe telefon, în momentul când intră în județul Hunedoara, vor apărea obiectivele turistice, parcurile naturale, castelele, cetățile, tot ceea ce are de prezentat acest județ și, bineînțeles, turistul va hotărî funcție de ce își dorește, unde va merge, ce va face, cât va sta și toată chestiunea asta noi spunem că va ridica din punct de vedere economic județul, având în vedere că de la industrie ne-am cam îndepărtat și una din soluții a rămas această problemă legată de dezvoltarea turismului în județul Hunedoara. Un ghid digital, nu? Un ghid digital care poate fi accesat de orice posesor al unui telefon mobil.